Că Steaua, probabil. Pentru că vor fi echipe cu, zic eu, cu bugete foarte mari, vor fi echipe cu tradiție, vor fi echipe care vor dori să reintre în Liga 1, cum e Chiașna, cum e Petrolul, cum e Cluj. Sunt echipe mari care își doresc să reintre în Liga 1 și anul viitor va fi mult, mult mai greu să poți să te bați în ceea ce înseamnă o promovare în Liga 1. Despre Steaua ce spui? Că uite, acum sunt în focuri să promovezi în Liga 2, Steaua din Liga 3. Da, eu am jucat multe meciuri amicale. Vor putea ataca promovarea din primul an? Nu știu asta din punct de vedere juridic dacă vor putea face lucrul ăsta, dar eu am jucat câteva meciuri amicale cu CSA Steaua. Cum ai simțit? În perioada de pregătire, o echipă bună, o echipă, zic eu, care am spus-o de multe ori că la ce buget au și la ce condiții au, Oprița trebuia să aibă 20 de puncte lejer în fața tuturor. 20? Wow! Deci eu, asta nu că vorbesc rău despre Daniel, pe care îl respect și pe care îl apreciez pentru ceea ce face acolo, dar cred că la nivelul condițiilor pe care el le are acolo, eu cred că nicio echipă din Liga 1 nu le are. Din Liga 1. Din Liga 1? Din Liga 1. La ce condiții sunt? La ce condiții de refacere, la ce condiții de antrenament, la ce trenuri de antrenament au, la ce... Gândiți-vă, eu n-am avut teren de iarbă să fac zi de zi antrenament pe el. Oprița își alege pe ce teren de iarbă vrea să facă antrenament. În perioada de iarnă are teren sintetic, să facă pe sintetic, nu-l deranjează nimeni. Au condiții de refacere incredibile la CSA Steaua. Repet, cu un buget foarte, foarte bun, eu cred că poți promova liniștit. Fanii FCSB-ului se vor supăra când vor auzi declarația asta, că nimeni din Liga 1, nici măcar FCSB nu are condițiile de la Steaua. Nu am zis nimeni, am spus că mult peste ce înseamnă Liga 1 au condiții cei din Liga 3. Nu că nimeni, că Steaua la bază, la Domnești, am văzut că au condiții foarte, foarte bune. Dar gândiți-vă că o echipă de Liga 3